Doamnelor și domnilor, am revenit din pauza de publicitate. Alături de noi avem un reprezentant de seamă al generației în blugi. Nu vorbim despre oricine, ci vorbim despre Alin Cojocariu, organizator de evenimente împătimit de folk și de rock, dar mai departe îl lăsăm pe dumnealui să ne spună bună ziua și bine ați venit la noi. Salut, generație în blugi! Să începem cu acest salut pe care Adrian Păunescu îl făcea în Cernacul Flacăra. Avem și slide-ul în spate cu evenimentul organizat de noi. Probabil vă ați vrea să știți despre... De unde pasiunea pentru generația da. În blugi? Da. Generația în blugi și pasiunea pentru folk a început în anii 80, atunci când părinții mei ascultau folk și la radio se auzea mult folk față de ce se aude ziua de azi. Și... a continuat și după aceea în anii 90 și drept dovadă și în ziua de astăzi. Ascultam de la Nico Alifantis până la, știu și eu, cei mai noi dintre Adrian Bezna sau Cezar Popescu, care sunt ai noștri ieșeni. Și de aici a plecat și dorința de a face ceva pentru folk-ul românesc și nu numai, și pentru rock, și pentru jazz, și pentru blues. Încercăm să facem pentru toate. Așa s-a transformat pasiunea în job. Sigur că nu e neapărat, e o pasiune. O pasiune. Adică nu simțiți nevoia să munciți nicio zi în viață pentru că toată treaba e pasiune. Exact. Mai am un serviciu, serviciu de bază la am, doar aici intervine doar pasiunea și dorința de a oferi Iașului, care m-a adoptat din 1995, de a oferi Iașului și această emoție provocată de muzica folk și de muzică în general. Bun. Ce evenimente urmează să se întâmple la Iași și la ce să se aștepte iubitorii de gen? Vom avea la Iași trei evenimente folk în următoarele luni, începând cu această lună, pe data de 23 iunie. Vom avea pe Nico Alifantis și Zan, formația cu care cântă din 1995 și care a făcut, cum să zic, instrumentația pentru foarte multe dintre piesele sale. Mai apoi, pe data de 14 iulie, va veni TVA, trupa cu valoare adăugată, chiar așa se cheamă. Vor lansa la Iași un album care se numește Mă-ntoarce timpul. Da. Vom invitat la acest concert va fi scuzați-mă emoțiile. De asemenea se vor cânta melodii din repertoriul Păsării Colibri, pentru că vor fi invitați și cei de la proiectul muzical Sunt un frate tânăr, care cântă melodii în onoarea lui Florian Pitiș. Iar pe data de 13 august va veni Cernacul Flacăra, unde vor fi prezenți Adrian Păunescu, fiul marelui Andrei Păunescu, fiul marelui Adrian Păunescu, și mulți alți folchiști din țară și chiar din Iași. Deci o vară plină de evenimente la Iași. Da. O vară în care oamenii, iată, după mult timp, vor putea din nou să se distreze și să, și să asculte muzică bună până la urmă, pentru că, așa cum spuneați, nu prea se mai întâmplă să mai auzim foarte mult pe la radio, pe la televiziuni, muzică da. Folk, muzică rock. Totul merge așa pe un comercial dintre ăsta, din ce în ce mai comercial. De ce credeți că se întâmplă asta și de ce lumea se îndepărtează de valorile astea, sau mă rog, noile generații nu mai sunt crescute în stilul în care am fost crescuți noi? Plaja de evenimente și plaja de, artiști în domeniul acesta al muzicii este mult mai mare ca atunci când s-a lansat folk-ul în România în anii 70-80. Atunci beneficia și de o promovare foarte bună și atunci ajungea folk-ul la foarte multă lume. Știți că până în 85, când s-a închis de tot Cernacul Flacăra, Cernacul Flacăra mergea în absolut toate
municipiile și orașele din România, unde aveau mii de spectatori. Spectacolele țineau între 3 și 7 ore, adică se asculta foarte mult folk. Nu era doar folk, era și rock, pentru că, să luăm de exemplu, Pasărea Fionistă a fost lansată tot la Cena cu Flacăra. Și mulți alți artiști foarte importanți din actuala generație de folkiști, da? Mă refer că majoritatea au peste 50 de ani, cei, de asta spun actual, sunt apropiați de vârstă cu mine. Atunci s-a lansat, în anii până în 85. Până în 1990, Cena cu Flacăra a fost închis. După aceea s-a lansat din nou din 90 și până la moartea lui Adrian Păunescu a funcționat până în 2010. Din nou s-a încercat acea revigorare a folcului și a muzicii în general, a artiștilor care să vină din rândul oamenilor, nu neapărat din rândul altor artiști. Și după moartea domnului Adrian Păunescu s-a reînceput această mișcare, ca să-i spun, pentru că este o mișcare, Cenacul Flacăra, cu Andrei Păunescu, fiul dumnealui, a reușit să aducă lângă dumnealui în 2017, în noiembrie, cred, parcă, a reușit să adună la sala Palatului o grămadă de artiști cu care a relansat Cenacul Flacăra. Deci până la urmă, eu așa înțeleg, că oriunde pe planetă, nu doar la noi se întâmplă în România, da, trebuie să nu mai fie cineva, da, nu? Ca să devină celebru, să îi se vândă cărțile, discurile sau să renască anumite mișcări, anumite lucruri, anumite evenimente frumoase pe care acel cineva le-a organizat în timpul vieții. Din păcate, cam așa se întâmplă. Din păcate, lucrul ăsta îl spun la fiecare spectacol pe care îl organizez. Haideți să ne apreciem valorile atunci când sunt în viață, pentru că după moarte e simplu să vorbim despre cineva o zi, două, trei și după aia să-l uităm. Dar dacă îl prețuim atunci când este în viață, îl prețuim pentru toată activitatea și pentru tot ce face și în momentul ăla și peste o lună și peste două și peste trei ani. Ce pot să zic despre aceste evenimente pe care eu le organizez la... E tocmai o manieră de prețuire în timpul vieții până la urmă. Sigur că da. Vă dați seama... Eu am început să fac aceste evenimente într-o perioadă în care la Iași nu se mai organizau evenimente de genul ăsta sau erau foarte mici. Și atunci, în perioada pandemiei, m-am tot gândit cum să fac ca în momentul în care scăpăm de nenorocita asta de pandemie să aducem oameni cu care să bucurăm ieșenii. Și am început ușor, ușor să organizez genul ăsta de evenimente, culminând cu aceste trei concerte, zic eu, destul de mari, care se vor desfășura într-unul dintre amfiteatrele ieșene, adică în aer liber. Găsiți mai multe relații pe paginile mele de Facebook, Sericul Folk la Ciric și Rock Folk, Jazz and Blues în Târgu Ieșilor. Acolo veți găsi și multe detalii despre acești artiști care au fost și sunt mari și vor fi în continuare. De aceea aștept pe toată lumea să vină la aceste spectacole și biletele de asemenea se pot cumpăra atât online cât și de la casa de bilete a casei studenților. Detaliile le găsiți, așa cum spuneam, pe paginile de Facebook, pe evenimentele cu Alifanti Sanzan, TV Am Întoarce Timpul și Cenacul Flacăra. Fără doar și poate, această generație în blugi este una mult mai boemă decât ceea ce se întâmplă acum, mult mai plină de esență decât ceea ce a devenit cotidianul acesta prăfuit și superficial pe care am ajuns să-l trăim. Iată, trece pandemia, vine războiul, trece războiul, vine variola maimuței, trece variola maimuței, cine știe ce, Doamne ferește, nenorocire mai bine, sperăm să se oprească la un moment dat. Dar până la urmă e un tumult așa continuu, din care doar în
felul ăsta, participând la astfel de evenimente, putem să mai ieșim, măcar pentru o oră, două, să învățăm să trăim, să respirăm, pentru că noi acum supraviețuim. Și apropo de trăit și de respirat frumos, două minute ne oprim din discuția noastră, pentru că o avem prin telefon pe draga noastră prietenă, Ana Crudu, care e obișnuită să trăiască și să respire cât se poate de profund și știu că o face într-o manieră frumoasă de fiecare dată și e și boemă și filantropă și mai nou e și lansator de evenimente. Draga Ana, bun venit! Bună seara, Laura! Bună seara ție și invitatului emisiunii! Bună seara și telespectatorilor care se uită la Iașul TV! De mă bucur tare mult că reușim să ne auzim! Ana, și eu mă bucur tare mult că trebuie să recunosc în fața întregului Iași că n-am mai apucat să ne vedem de mult, dar o să repar greșeala asta. Promit! Te invit la un vin, Laura. Așa, că despre asta vreau să vorbim. Ce ai mai meșterit în ultima perioadă? Că văd că tot felul de proiecte frumoase faci și iată ăsta cu vinul mi se pare unul extrem de reușit. Eu am spus întotdeauna că oamenii serioși invită la lansări de cărți, oamenii ca mine invită la lansări de vin. Așa că da, am meșterit un vin. Un vin la care am lucrat în ultima jumătate de an, poate mai bine de jumătate de an. Un vin care să mă reprezinte. Eu i-am spus așa, vin cu caracter și tonicitate. Așa. Păi exact cum ești tu. Da. E un cupaj de fetească neagră, Merlot și Cabernet Sauvignon, un rosé. E ceea ce mi-am dorit și un proiect la care am lucrat foarte mult împreună cu prietenii mei de la Crame. Un proiect pe care l-am dus întâi în afara țării și acum îl aduc și în țară. Ia uite ce frumos! Și unde și când va avea loc toată povestea asta frumoasă și, bineînțeles, și îmiresmată? Da, e sâmbătă seară la Havana, în Tomești, la piscină. Eu i-am spus că e un vin rosé merge la piscină, dragă. Da. Și dacă tot e frumos afară și tot e vară și ieșim din casă, slavă Domnului, după atâta timp, e bine să socializăm la un pahar de vin și să vedem ce mai e nou, ce se mai întâmplă. Uite, acum m-am uitat și pe prognoza meteo, să nu creadă telespectatorii că mă uit pe altceva în timp ce vorbesc cu tine, m-am uitat pe prognoza meteo și, ca de obicei, ești băftoasă, e soare și frumos și nici nu e foarte, foarte cald, numai 25 de grade sâmbătă, numai bine. Să știi că m-am uitat și eu înainte. Numai bine să nu te ia vinul de cap prea tare. Deci, da. Sâmbătă, de la ce oră spuneai? De la 11:30. Perfect, minunat. Ne vedem acolo, Ana. În rest, ne vedem la roze. Da, în rest bine sănătoasă, da? În rest bine sănătoasă, abia aștept să ne revedem. Zici că stăm în orașe diferite, nu la așa e. Kilometru distanță, dar asta e programul, e aglomerat la toată lumea și așa reușim să ne vedem. Cu siguranță. Îți mulțumim tare mult și îți dorim multă, multă baftă. Nu doar în ceea ce privește vinul, ci și în ceea ce privește asociația și toate lucrurile frumoase și toate evenimentele frumoase pe care le organizezi. Știi că eu am spus că vinul face bine și la propriu și la figurat. În ultimii ani, majoritatea evenimentelor mele caritabile pe care le-am organizat au avut la bază vinul. Doamne ajută! E foarte bine, ești terapeutic, e bun și pentru sănătatea mentală și fizică, așa că e un proiect extraordinar. Mulțumim tare mult, Ana. Sâmbătă, deci, la Tomești. De-abia aștept să văd ce ai pregătit acolo. Sigur. Și te așteptăm și în platou. Da, mulțumesc. Te pupăm, mulțumesc, dragă Ana. A fost Ana Crudu. În fiecare zi meșterește Ana câte ceva frumos. Și iată, am vorbit acum despre Ana's Mystery. Tot despre Mystery vorbim și în minutele următoare. Mai avem 3 minuțele. Deci am vorbit despre bilete, am vorbit despre date. Da. Și aș vrea să știu cât de dificil a fost să strângeți toți artiștii ăștia la un loc. Adică nu la un loc, că ei vin pe rând, dar să-i strângeți și să-i aduceți la ea și să-i convingeți. Eu mi-aș dori să-i aduc pe toți la un loc. Ar fi într-un minunat festival pe care probabil, sau cel puțin încercăm, dacă ne lasă și pandemiile și mai știu eu ce variole, așa cum spuneați. Poate reușim la anul să facem un festival în care să aducem mari artiști, pentru că cred că așa vom aduce publicul, aducând mai mulți artiști odată. E greu să-i aduci pe rând și să te aștepți să vină foarte multă lume, pentru că gusturile sunt diferite și atunci
e greu să îi împaci. Știți foarte toți, bine, da, că nu poți să împaci pe toată lumea aducând un singur artist. Dar nici nu e bine să împaci pe toată. Bineînțeles, și asta e adevărat, nu trebuie să fie asta un scop exact în viață. Da, nu a fost ușor, dar nici greu, ca să zic așa, pentru că cei care, pe care i-am chemat își doresc să vină la Iași, pentru că nu au fost de foarte mult timp și cu această pandemie și cu, așa cum spuneam, nu se organizau evenimente înainte, chiar și înainte de pandemie. Cu, a explodat acum, imediat după pandemie, chestia asta, dar vin foarte mulți artiști, dar în diverse locații, în restaurante. În schimb, genul ăsta de spectacole într-un anfiteatru nu prea se mai fac. Păi țin minte că fac. N-au mai fost de pe când eram eu mică și mă duceam la mare și erau tot felul de spectacole, da, dintre astea, da, organizate în anfiteatru de vară, da, teatru de vară de la Mamaia. Da. De pe acolo n-am mai auzit, da, despre spectacole de genul acesta prea mult. Sigur că da, și chiar merită să participe telespectatorii dumneavoastră, pentru că vor fi niște spectacole extraordinare puse în scenă de niște oameni foarte valoroși. Ce deci, pot să spun? Încă o dată, să recapitulăm paginile de Facebook pe care vă găsește lumea. Seri cu folk și poezie la Ciric și rock, folk, jazz and blues în Târgu Ieșilor. Deci aici accesați cele două pagini și vedeți toate acolo detaliile despre sunt toate despre evenimentele despre care noi am discutat astăzi și găsiți foarte multe detalii despre cei care participă la aceste evenimente și, bineînțeles, celelalte date care vă interesează, bilete, site-ul pe care pot fi cumpărate biletele și așa mai departe. Doamne, ce bine că nu trebuie să mai întreb. Trebuie să poarte mască, să aibă testare anticovid, sper nici să nu se mai întoarcă vreodată vremurile alea. Și eu sper. Mulțumim din suflet pentru că ați acceptat invitația noastră. Fie ca toate locurile să fie vândute la toate spectacolele și să faceți și festivalul despre care vorbeați, că sare curioasă cum ar ieși un festival de genul ăsta și sunt sigură că ar fi un real succes. Dacă îl facem, sigur veți fi partenerii noștri media. Vă mulțumesc tare, tare mult! Mulțumesc și eu! Iar noi, dragi telespectatori, în finalul ediției de astăzi vedem imagini surprinse de către corespondenții noștri speciali în domeniul frumosului, pentru că doar la evenimente frumoase îi trimitem, să știți. Este vorba de această dată despre Balul de la Castel, un eveniment care a avut loc după 2 ani de pauză săptămâna trecută și a fost un real succes. Colegii noștri, Diana Grosu și Valentin Gheorghiu, au fost acolo și au surprins cele mai interesante imagini și momente din acest eveniment caritabil, pe care vi le prezentăm și dumneavoastră în minutele următoare. Eu sunt Laura Cristiana Hulubei și vă dau întâlnire și joia viitoare pentru o nouă ediție a emisiunii Iașul TV. De până atunci, să aveți o minte aspră și o inimă blândă, să rămâneți negativi și optimiști, chiar dacă s-a mai dus din pandemie, și bineînțeles să fie pace și liniște în lume, pentru că asta ne dorim cu toții și cred că e cel mai important lucru în momentul de față, în afară de sănătate. Rămâneți alături de Iași TV Live și noi ne revedem săptămâna viitoare. Pe curând!